Aș începe prin a adresa un călduros la mulți ani, la toate doamnele, fiind fie dumnealor consilieri sau din execuție. Așa o primăvară frumoasă și îndeplinirea tuturor dorinților dumneavoastră. Inclusiv să te președinte mai repede. Asta rămâne... Asta va rămâne la aprecierea dumneavoastră, cel mai mult. Important să fie eficient din contează. Deci, doamnelor, domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu dispoziția articolului 40 alineat din legea 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 36 din 3 martie 2017, emisă de domnul primar. Din consultarea cu undecii de prezență, se vă sunt prezenți 9 consilieri, absentând domnii consilieri Petru și Pușcașu. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Pentru că este o zi cu semnificație specială, nu fac decât să mă repet sau să mă alătur să subscriu urărilor care le-ați primit de la domnul secretar. Apropo de ordinea de zi, cred că primul punct la ordinea de zi trebuie să fie florele. Da? Mai ales că nu am avut ocazia să protejăm plasarea de la întâlnit cu doamnele din Consiliul. Felicitări la mulți ani! Mulțumesc! Mi-a mai rămas pentru o tură. Da, vă frică să vă spun și tot, pentru că nu așa. Vă aspectul ăsta cred că sunteți dumneavoastră. La primul punct avem un moment de referință, conform legii, îl facem în fiecare an, în a treia lună sau până în a treia lună, și anume este vorba despre prezentarea raportului privind starea economico-socială și de mediu a Comunei pentru anul pe care l-am încheiat. Nu de mult, pentru anul 2016. Îmi revine obligația legală ca să facă această prezentare. La punctul al doilea, un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea valorii totale a obiectului de investiții în înființare sau realizare, după cum doriți, rețea de apă și canalizare în satele Filipești și Bogdănești, de Bacău. Un proiect similar, tot din zona investițiilor, la punctul al treilea vă propun, și anume aprobarea valorii totale obiectivului de investiții, modernizarea iluminării publică în comuna Bogdănești de Bacău, inițiator subsemnatul. La punctul al patrulea vă supărăm că amintesc în mod oficial domnul viceprimar Grigore, care o să participe cu ceea ce se numește o completare la informarea de la ședința trecută, completarea la informarea cu privire la activitatea desfășurată pe Isladul Comunal în anul 2016. Deci, prezintă domnul viceprimar Grigore. Rămânem tot pe mâna domnului viceprimar Grigore și la punctul următor, un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de pășunaș și a taxelor de begloabă pentru animale pe anul 2017. Deci, inițiator domnul Grigore și punctul care constituie cutuma întâlnirilor noastre, solicitări adresate Consiliul Local. Mulți m-au întrebat dacă am emoții. Emoții am, într-o anumită măsură.
pe fiecare dată. Ar însemna în momentul când nu mai avem emoții. Înseamnă că sunt vechi în funcție, dar nu sunt nepăsători. Am înțeles pentru un act de responsabilitate, mă gândesc la partea de raport. În același timp, am așteptat în mod deosebit ședința de față, pentru că sunt legate cele trei puncte de la ordinea de zi. Aparent nu este ceea ce putem numi o ordine de zi stufoasă, în schimb este foarte importantă, atât prin deliberarea care va avea loc, în ceea ce privește starea economică a Comunei pentru anul trecut, cât mai ales mă gândesc la punctele următoare. Aprobarea valorii totale, adică cu tot puterea, asta este semnificația expresiei de valoare totală, pentru cele două mari proiecte de investiții din zona infrastructurii, sunt puncte din ordinele de zi și propuneri de proiecte care sunt dătătoare de speranță. Este, cred că, un motiv suficient pentru mine, dar pentru noi toți, ca să ne întâlnim astăzi. Sigur, pe undeva este o situație un pic mai stânjenitoare din punctul meu de vedere, ca responsabil de instituții, că nu am avut posibilitatea să dau liber, să oferim mai mult timp liber doamnelor pe care îl merită. Pentru ziua de astăzi. Mi-am în speranța ca să protejăm cu eficiență. Am aruncat buzdoganul mai înainte. Dar am făcut o abuzică. Nu este foarte important cât o să dureze ședința. Importante sunt deliberările și ceea ce se va întâmpla după această ședință pentru comunitate. Supun la vot ordinea de zi anunțată. Cine este pentru? Mulțumesc pentru că ați acceptat-o. Sunt reprezent. Mai rămâne să reamintim președinția ședinței. Am crezut domnul consilier Vlad. Da? Așa, terminam mandatul. Urmează, conform algoritmului stabilit de dumneavoastră, domnul consilier Vlad. Deci... Eu îl felicit pe domnul consilier. Vă rămâne totuși. Deci, președinția, cine este pentru domnul Vâlcu pentru următoarea 3 luni? Unanimitate, domnul consilier. Așa s-a stabilit în noi. Deci, sperăm că suntem sănătoși cu toții. Da. Poftiți, domnul Vâlcu. V-am spus, domnul consilier, vă mulțumesc pentru încrederea acordată și vreau să felicit și eu doamnele și la mulți ani, domnul Marta, la întreg personalul primăriei București. Înainte ca în special la ordinea de zi, aș vrea să dau cuvântul domnului secretar, care era întrebat de Sfânta anterioară. Da. Dacă pe imaginea procesului verbal încheiat în ședința din 28 februarie, dacă aveți de făcut completare. Dar nu supun spre aprobare procesul de val încheiat în ședința din 28 februarie anul curent. Cine este pentru? Mulțumesc, deci, în unanimitate procesul de val încheiat în ședința din 28 februarie 2017 a fost aprobat. Mulțumesc, poftiți. Da. Trecând la ordinea de zi, la punctul 1, prezentarea raportului privind dezvoltarea economică socială și de mediu al Comunii Bocănești, Crețu Bacău, pentru anul 2016, prezintă domnul Andruș Nicolae, primarul Comunii Bocănești. Dau cuvântul domnului primar. Da, bine, în ceea ce privești titulatura toții, dar aș vrea să vreau o observație. Eu nu se datorează nimănui să spunem, dar este bine să ne punem de acord în ceea ce privește definiția termenilor. Normal, în lege se numește raport privind starea economică, socială și de mediu a comunității locale,
în anul precedent, deci în 2016. Pentru că, sigur, starea poate fi pozitivă, deci putem accepta sintagma aceasta de dezvoltare, dar poate fi și invers. Nu întotdeauna poate fi dezvoltare. De aceea, probabil, legiuitorul s-a gândit că denumirea corectă este aceasta, sau, mă rog, adecvată starea economică, socială și de mediu a comunității, care aveți mai multă experiență în deliberativ. Colaboratorii mei din primărie, la fel, și vedeți că o facem în fiecare an. Legea spune, mai precis, legea administrației spune că trebuie să o facem în acest interval, ianuarie-martie, inclusiv. Uneori am prezentat acest raport de situație, de stare a națiunii din Bogdănești, paraprabent, în folosit termenul acesta de națiune din Bogdănești, și prin luna februarie. Acum lucrurile le putem înțelege din context, am accentuat acest lucru, datorită situației specifice, am considerat că este bine să procedez la prezentarea acestui raport, care este un document de mare însemnătate, este un document de informare publică. În mod normal, îl prezentăm, în primul rând, pentru locuitorii Comunei Bogdănești. Bine, acum putem admite faptul că o să ajungă informațiile și considerațiile dumneavoastră ca și deliberate prin intermediul mass media. Este o soluție. Eu aș fi preferat să fie mai mult în sală. Am procedat neapărat cu un factor compensator. Din altă perspectivă am privit lucruri. Mulțumesc colegilor din primărie că au venit. Am stat în cumpără, pur și simplu, să le învoiesc, dar m-am gândit că, în mod firesc, fiind o prezentare a raportului urmat, tot în mod firesc, de o deliberare din partea Consiliului Local, poate doriți informații. Și am zis că sunt mai în măsură, mă pot ajuta și de această dată cu informații privind clarificarea unor aspecte. Pe care eu poate le-am surprins mai bine sau n-am reușit decât o prezentare incompletă. Dacă vă amintiți de fiecare dată și nu mi-am schimbat nici conduita, nici perspectiva asupra concepere și prezentări raportului. Deci, axiologic, lucrurile pentru mine au rămas la fel. Eu vă prezint perspectiva autorității executive, împreună cu toți colaboratorii din primărie, cam cu asta ne ocupăm. Să punem în aplicare un program pe care l-am gândit, dar pe care îl continuăm. O să reduc la un dat în prezentare mai departe. Și ceea ce am reușit, împreună, nici în primară, la modul lucid, am spus că eu sunt mai detașat, pentru că nu o să mai fiu competitor la o viitoare competiție electorală. Făcând în urmă așa, puteți să votați și proiectele de hotărâri și așa mai departe, eu niciodată nu o să mai întâmplat ce am făcut în mandatul ăsta, ca să mai participi la următoarele alegeri. Și chiar vă invit, pentru că am încredere și în deliberativ, ca să vedem ce am reușit, dacă se putea mai bine în raport cu resursele pe care le-am avut, ceea ce se numește contextul național, contextul din comunitate și așa mai departe. Deja am intrat pe raport în partea preliminară, în care am expus
sau vreau să vă explic cum am mai procedat și la o cadă de anterioare. M-am văzut lucrurile din perspectiva echipei din primărie. N-am făcut decât să realizez o sinteză a modului de abordare a problemelor în primărie, alături de tot colaboratorii pe care le mulțumesc că sunt prezent, mai ales că sunt doamne, majoritatea. Am considerat că și în 2016, contextul din perspectiva macrosistemului, dar și din perspectiva sistemului național, chiar a comunității locale, evoluția a fost influențată și asta va fi mereu. Există raporturi de cauzalitate, există evoluții specifice. Și nu putem să nu ținem seama sau nu putem explica corect felul cum s-a întâmplat lucrurile dacă nu ne raportăm și la contextul, am spus, dacă vreți, până la contextul european, trecând prin cel național și chiar contextul local. Cunoașteți că lucrurile s-au bulversat în Europa la un moment dat, peste puterea de anticipare care s-a vehiculat la un moment dat anterior. Și aici am considerat că contextul european ne-a afectat dificultățile din zona euro, în primul rând, dar nu ne-a afectat în aceeași măsură ca pe alte țări. Deci am considerat că este o situație de paradox în sensul că încă suntem un fel de insulă, poate o insulă înconjurată de flăcări, înconjurată de migranți. Nu prea suntem atractivi, am înțeles, pentru ei. Încă suntem cu o stabilitate suficientă. Am spus, suntem încă atractivi pentru capitalul străin, dar am spus, la modul paradoxal, în ghilimele, avem noi grijă ca să ne creăm noi înșine române niște tensiuni, niște probleme care consumă energie și care, la un moment dat, poate crea consecințe apropo de starea economico-socială, dacă vreți să-i de mediu, toate au legătură. Nu întâmplător, pornind la aceste considerații, faptul că am avut mai multă stabilitate decât alte țări din Europa, mai ales în zona, am avut creșterea economică, care a contribuit la un timp bun, cu toate discuțiile contradictorii care au fost și care se regăsește inclusiv pe alocațiile bugetare pe care le putem primi, atât conform legii bugetului, cât și prin programele naționale. Ne vom reîntâlni cu acest aspect la punctele 2 și 3 din ordinea de zi. Ceea ce privește influențele venite din microsistem sau prin sistemul național, dacă vreți, dar chiar și din ceea ce reprezentăm noi ca microsistem în comunitate. Anul 2016 a fost un an cu două rânduri de alegeri. Atât alegerile locale, cât și alegerile naționale. Prin definiție, aceste perioade sunt mai agitate. Am spus, consumă energie care, la un moment dat, ar putea fi utilitate în beneficiu public cu randament superior. În Brutear, pe care o dubnez, o citesc, care practică umorul și critica constructivă, ca să avem ce se numește un impact cu publicitate, te vorbește, la un moment dat, despre ministrul muncii,
despre care se spune în mod ironic că vorbește mai mult de salarii decât să vorbească de muncă în țara asta. Lucrurile, din păcate, pot fi luate ca atare, indiferent care ar fi ministrul muncii în țara asta. La noi, cel puțin, am avut ocazie să observ față de anumite probleme, problematici foarte sensibile pentru administrația locală din județ, inclusiv pentru cea din Bogdănești, asta ne preocupă în acest moment de analize, efectele nefaste ale campaniei electorale. Am văzut în județ, de exemplu, primar sau candidat de primar, care este la un populism și față de problematica gestionării deșeurilor. De exemplu, promiteau că dacă ajung ei, mai vorbeam la momentul respectiv primar, lumea nu o să mai plătească taxa de colectare a deșeurilor. În sfârșit, și pe aici au fost efecte, au fost oameni care au declarat o adevărată cruciadă contrar lege. Contrar actelor normative care reglementează acest domeniu. Ei nu predau cu noi, vă rezolvă altfel și așa mai departe. De ce? Pentru că ferească Dumnezeu o să ne mai întâlnim cu aceste efecte al unei politici care nu se bazează pe temei legale întotdeauna, pe populism și așa mai departe. Nu prea merge treaba, bine, ceea ce spune este colectarea deșeurilor menajere la nivel de județ, prin ATIS, și așa mai departe, primim în științări, am primit o notificare mai recent așa, de rezilierea contractului și așa mai departe. La noi merge aproape bine, dar nu merge cum trebuie. Și aici suntem împreună în sistem asociativ. Ar trebui să meargă la toate comunele, pentru că sunt niște relații contractuale cu Romfres. Noi ne-am achitat obligațiile față de Romfres, factorul pe care le-am primit. Au reușit să le plătim cum necum. Va fi foarte important ca să meargă acest sistem. Sunt deja comunități locale în județ unde nu se mai ridică gunoiul. Sper că nu ne dorim. Deci vedeți legătura între consumul inutil de energie la nivel de comunitate și starea economică, socială și de mediu. Pentru că despre asta discutăm. În ceea ce privește situația economică propriu-zis, o să încerc o sinteză, dumneavoastră ați primit raportul pe care dintre consilieri. Nu putem totuși să nu atingem aspectele importante, pentru că este o ședință publică din respect față de lege. Mai este un mesajul și de toate legea, se aruncă prin intermediul televiziunii, cum sper, m-a bucurat să fie cunoscut de toți mai mulți locuitori din comunitate. Lucrurile s-au scris pe o coordonată, deci am avut o evoluție de continuitate în raport cu anul 2015. Dacă vreți, am avut chiar un vârf în ceea ce privește unele domenii de activitate ale administrației locale. O să revin la acest aspect. Agricultura a rămas, cred că, ocupația de bază și pentru 2016. Nu avem niște cuantificări foarte precise. Noi nu avem birou de statistică și așa mai departe. Completăm la un moment dat niște formulare, niște declarații care merg la Institutul de Statistică Bacău, de aici la nivel național, se estimează tribul și așa mai departe. Aici, rezultatele bune, eu așa le-am apreciat în raport, se datorează, în primul rând, modului de abordare intensiv.
Avem, în primul rând, entitățile economice, așa numitul grup Cerban, pe care îl cunoașteți, care dispune de toate de posibilități, de voința de a face lucrurile bine, deci agricultură de tipic intensiv. Am mai reținut și cred că merită să reținem acest lucru, efortul celor care au posibilități investiționale, în primul rând, mai reduse, ei încearcă să progreseze. Aici am, cred că merită să reținem, într-adevăr, faptul că vine din urmă, în ghilimele, întreprinderea individuală, Fuzulache Ion. El, la un moment dat, a fost cunoscut domnule Dabac, o plăteamă de parte. Este profilat pe agricultură, pomicultură, viticultură. Este în expansiune, cum se spune. Probabil o să ajungă, într-adevăr, un potențial comercial, cum o putem considera, și implicit potențial fiscal pentru comunitate, atât pe teritoriul Comunei Bogdănești, în mare majoritate, cât și Târgărește, nu înțeles că primim. N-am avut evenimente meteo deosebite care să curmeze culturile. Au fost, într-adevăr, impedimente, dar suportabile. Ne-am venit cu tot de a doua jumătate a lunii mai, luna iunie, care au fost ploioase, dar am luat în considerare și partea bună a locului. Faptul că s-a refăcut pânza freatică. Vă amintiți că primăvara trecută, pe vremea asta, pur și simplu era o situație alarmantă. Tocmai acest exces de umiditate a făcut posibilă continuarea ciclului vegetativ spre sfârșitul verii. Avem aceleași repere pe situația economică, repet, care dau consistență și nu numai o să revin acest indiez, în ceea ce privește activitatea de tip industrial. Avem aici Trotuș Peș, care într-o discuție ocazională am procedat și la o evaluare, evident că m-a interesat aceste informații, ca să le pot să pune evaluări întregului din comunitate. Ei și-au mărit capacitatea de producție. La un moment dat o să vedem și la partea de urbanism. Sunt în perioada de acord cu legalitatea. Am făcut o evaluare împreună cu celelalte entități economico-juridice din comună, grupul Șerban, Euroservice, comerțul cu amănuntul. Cred că putem vorbi de undeva între 4 și 500 de locuri de muncă pentru comunitatea de Bogdănești. Mai sunt din rândul tineretului jur de 200 plecați în străinătate. Majoritatea populației o formează totuși minori și pensionare, care își bagează subsistența pe ceea ce primesc, urmarea a unor drepturi legale de cotizare, în primul rând. Am făcut legătura în mod firesc și putem înțelege suportul stării economice pentru comunitate cu ceea ce aduc la buget. Cu alte ocazii, cunoașteți că am făcut mai multe rectificări de buget conform legii din
sumele care se cuvin administrația locale din impozitul pe salarii. S-am ajuns aici la niște sume record. La un moment dat, doamna contabilă, aici, cred că putem vorbi de 12 milioane, 13 milioane de ron. Pentru perioada anului trecut. Care pe undeva se regăsesc de la contul de moment și poate să meargă conform strategiei pe care o avem, conform mesajelor trimite din comunitate, așteptărilor din comunitate, pot merge la investiții, o să le regăsim la momentul respectiv. Ambele entități de calibru deasupra ceea ce denumim întreprinderi mijlocii și Trotuștec și Cluj Șerban virează cei mai mulți bani din impozitul pe salarii la primăria Bogdăneni. Fiind vorba de resurse, aici aș aminti că am încercat să procedăm pe o cale de milă și anul trecut cu fiscalitatea. Am majorat cu puțin la sută numai impozitul și taxele. Anul ăsta am încercat, ne-am propus altă viziune. Am avut, la un moment dat, pentru că pot fi discutate acestea aspecte, bonificația până la 31 martie de 5% unește la 10%, aceia lucruri se discută. Am mai și micșorat din taxe și impozite. De exemplu, la cei mai mici în ghilimele, care au comerțul cu amănuntul, am micșorat taxele în baruri, în discuții cu ei. Poate anul următor o să fie posibil să mai micșorăm. În ideea că o să mai primim, așa cum prevede actualul program de guvernare, să primim toți banii din impozitul de salarii să rămână la comunitățile locale. Deci am încercat să menținem lucrurile în echilibru și să vedem că trendul crescător în ceea ce privește secțiunea de dezvoltare a bugetului, să-l putem menține. Aici vorbeam la un moment dat de un vârf istoric, în sensul că am reușit să finalizăm niște investiții, atât din programul guvernamental gestionat de Ministerul Dezvoltării, este vorba despre PNDL, pe care l-am început cu un an mai înainte, am reușit să-l finalizăm. Deci s-a lucrat bine în 2016 și am finalizat acel proiect de peste 4 km de drum modernizat. Dacă ne gândim și la ceea ce am realizat în anii anteriori, sau ceea ce am realizat tot anul trecut din venitele bugetului local, de exemplu, drumul de la Ostroave, de aici, în cartierul doamnei Romelia, și din anii anteriori, cred că suntem estimativ la peste 7 km de drum asfaltat în Bogdănești și cu veniturile, mai ales veniturile din excedentul bugetar pentru anul 2017, probabil că o să finalizăm modernizarea, asfaltarea drumului de tip magistral. O să mai revedem. Adică sunt drumurile mai lungi din care formesc ramificația. Am reușit investiții pe doamna investiții pe mediu, cele două rigole importante, de pe strada Slobozie, din punctul Răzvan, în punctul Răpeanu. Acum, doar unde locuiește și domnul consilier Răpeanu. Vorbeam la un moment dat
de influența contextului în ceea ce privește evoluția economică, socială și de mediu a domnului Bogdanel. Și aici aș putea veni cu un exemplu semnificativ. Unii dintre colaboratorii mei din primărie îl cunosc. La un moment dat, excesul de zel în sistemul județean. Pur și simplu ne-a încurcat, ne-a afectat. Am fost tăvăliți vreo 3 săptămâni de ploi. Aveam bani, aveam proiect ca să începem cel puțin una dintre rigole care ne putea afecta drumul tocmai asfaltat. La Slobodia, punctul Răzvan, acolo, mai să ne rupă viiturile care le primea zona respectivă. Legea pe undeva legislația ne permitea ca să executăm și după aceea să intrăm în legalitate. E pur și simplu nu ni s-a permis lucrul ăsta, am mai fost amenințat cu dosar penal și așa mai departe. Ca același funcționar de la Inspectoratul de Stat în construcție, la un moment dat, când a văzut că situația este reală, au fost niște investiții colosale, dar foarte importante și de mare oportunitate. Deci, cine a trebuit nou să mai scoatem autorizatorul? Deci, cam atât se întâmplă lucrurile la un moment dat. Și asta, nu numai că democrația, pur și simplu înseamnă pierdere de timp, pierdere de oportunități. Era distanța foarte mare, din potrivă, până la distrugerea drumului recent asfaltat. Astea sunt lucruri care nu pot motiva, care frânează, care consumă energie, produc stres și pur și simplu nu folosește comunitate locale, oricare comunități care se arăta în această situație. Aici am ocazia să mulțumesc celor care m-au ajutat, că n-au fost puțin, din vorba de investiții din zona de urbanism. Domnului Stângă Ioan, împreună și cu alți colaboratori, am reușit să ne finalizăm ceea ce a fost posibil. Nu avem nicio dezamăgire majoră, nici un regret major că am pierdut oportunități din potrivă. La un moment dat, în activitatea în construcție, depinde și de condițiile naturale. Am realizat tot pe partea de investiții lucruri foarte importante care ne permite să plecăm imediat, se va fi vremea bună și vom adopta procesul pe tot în această lună, investiții pentru anul curs. Am creat premiile și anume documentațiile tehnico-economice, avizele și autorizația de construire pentru ceea ce putem cu excedentul bugetar, în primul rând, sau sumele primite la echilibrare, să realizăm pentru anul 2017. Avem, de exemplu, inclusiv autorizația de construire pentru drumul de Rogoz, care înseamnă cam un kilometru. Este o problemă mai veche, un drum dificil. Am speranță, împreună cu echipa din primărie, o să ducem în lucrul la construcție. Intenționăm și avem, într-adevăr, autoritatea de construire pentru strada de la Poliție, aici, și dacă va fi posibil, în sensul că la un moment dat banii ne vor fi necesari, sper că nu chiar anul ăsta în totalitatea sumelor, pentru o eventuală investiție de apă și canalizare, dacă o să obținem finanțarea la Ministerul de Cordere. Despre situația economică cu ceea ce aș putut vedea prezentată de doamna Vincoare, dumneavoastră, de fapt, le cunoașteți. Poate pentru cei care nu au avut ocazia
participă la această ședință și doresc o sinteză, într-adevăr, să înțeleagă cam cu ce ne-am ocupat noi prin primăria Bucureștiului. Unii mai au și altă perspectivă a lucrurilor și trebuie să fie călățați opinie. Am rezumat și este foarte important faptul că am creat premiile pentru o evoluție de continuitate și pentru 2017. Nu întâmplător spuneam că am avut o preocupare constantă de la an la an sumele alocate, sau partea de buget alocată pentru partea de dezvoltare a crescut. Am ajuns la aproximativ 30% din venituri să fie alocate pentru dezvoltare, pentru investiții. Sperăm că o să reușim, poate chiar o creștere și pentru acest an. Vorbesc despre acest lucru pentru că în partea a doua a raportului, deși este un raport a stării de lucruri pentru anul 2016, în mod firesc am procedat și anul acesta la o direcționare a ceea ce cred că ar trebui să se întâmple, să fie de manieră prioritară pentru activitatea administrației locală. Mă gândesc la cea din primărie și la dumneavoastră ca deliberativ. Am avut grijă și de resursele umane în această perioadă, ca resurse umane suntem care suntem în propriul guvern. Aș menționa importanța lor în concurență, dacă vreți, cu cele financiare, care chiar mai importante resursele umane. Organigrama cuprinde doi colegi noi, reamintesc pentru cei care au dreptul la informații sunt de bună credință. Nu înseamnă o angajare a veniturilor proprii suplimentare, sunt plătiți de unicel, de ambasada, de Norvegia, de granturi și așa mai departe. E important că ei ajută și muncesc foarte bine. Eu personal și la propriu sunt mai apropiat de ei pentru că supraviețuim în același birou. Domnul Claudiu Petreșor și doamna Burlacu, care e cu injecțiile. Pe partea de resurse necesare gestiunii situației sociale, care nu este ușor de gestionat, nici în Comuna Bogdănești, ca și în alte comunități. Datorită stării de fapt, cum societatea românească este polarizată, clasa cu venituri mijlocii este slabă în toată țara, nici la noi nu este o excepție. Suntem în ritmul țării, suntem asemenea țării și atunci, cu atât mai mult, îți trebuie resurse umane de calitate, cu experiență. Evident, în contea compartimentul cunoaște pe doamna Cutaro, care cu toate excesele de temperament are eficiență. Și cei doi colaboratori au putut învăța de la ea. Reușesc să gestioneze foarte bine acest compartiment. Am trecut la alți colegi, de la urbanism. Nu-i uit la acest moment al discuțiilor pe resursele umane. Deci era care s-au mai prezentat chiar în ședințele publice din compartimentul compartimentare. Aici remarc că Malăzie este, sau nu numai pentru că este un moment adevărat, este doamna Răcăuceanu, director economic. Îi se spune, noi spunem simplu doamna contabilă, este doamna jurist, Alina Efrică, care lucrează enorm pe partea de realizarea venitelor. Semnăm amândoi documentele de executări și de execuțări, cu primim cele mai multe apreciere în ghilimele, au pe românești în jurături. Evidența, spuneam, de la compartimentul agricol
ne ajută ca să realizăm în general o impunere corectă. Eu folosesc nu numai din diplomație, folosesc ocazia ca să mulțumesc la tot. Suntem o echipă bună. Poate nu suntem o echipă excelentă. Într-un sistem de apreciere mod sigur superior nou. Mi-am gândit că la primăria din Viena ei au un sistem de evaluare și când primesc nota 8 de la cetățeni, sistemul de evaluare, acolo e mare scandal. Bine, noi putem fi, să spunem, de nota 8, dar în raport cu standardele românești. Suntem conștienți de limite care avem, dar în același timp bună credință și abnegația nu ne-a fost împotrivă. Luăm totuși ca pe o provocare. Ai senzația, într-adevăr, în administrația locală, inclusiv vorbind de Richard din Bogdănești, mers pe sârmă, domnul Grigore, viceprimar, simte acest lucru. E dorința noastră și cred că rezultatele sunt pe drumul cel bun, inclusiv pe partea de mediu. Le-am menționat aici niște realizări. Va fi foarte important să gestionăm foarte atent în ceea ce privește funcționalitatea acestor componente. Nu uit aici, vorbim de funcționalitate și instituțiile de educație și cultură, Școala Bogdănești, care este girată de doamna director Grigore. Am investit și am fost atent. Și eu zic că am fost și transparent. Ascultând ocazional un analist politic echidistant, cu foarte multă pricepere, unul de albergări europeană, a niște posturi de televiziune zile trecute, doamna Alina Munziu Pipizi. Dacă o cunoaște și multe din urmă, sunt convins că o cunoaște. Apoi și politician, acum a rămas cu un ONG și permite sau de la concluzie de putea că e mai bine să rămână echidistant. Vorbeam despre alocația către școală și mai ales despre transparență și eficiență. Aici noi am informat de fiecare dată, la întâlnirile cu părinții, doamna director, probabil tot la felul face, pur și simplu am respectat din proprie inițiativă și prin convingerea acestui principiu. Părinții știu cât bani s-au băgat, de exemplu, pe investiții, pe reparații, s-au realizat investiții importante și la scală, probabil doamna Grigore va prezenta la un moment dat. Am finalizat amelioparea școlii. Normal, în perioadele de iarnă geroasă, conform definiției specialiștilor ANM, s-a văzut acest lucru. Pur și simplu au fost condiții civilizate, alte standarde, care, în mod sigur, nu existau acum 10 ani de zile, acum 15 ani de zile în sistemul vechi. Au fost lucrări de reparații importante. Ați văzut, de exemplu, lucrările la Biblioteca franceză. Era sala de clasă veche din școala veche, lângă secretariat, în care ați învățat o parte și eu am învățat acolo. Și pur și simplu, dinainte de Revoluție, nu se mai intervenit. Și aici am fost atent la Casa Comunei. E păcat de aici, când nu sunt supere nimeni, nu vreau să împing lucrurile la extrem. E și o situație de sistem, nu se plătește foarte mult în România, nici copiii sunt și biblioteci performante, cred că aici sunt niște rezerve. Asta, probabil, într-un material specific de analiză. În mod obișnuit, la un asemenea moment, se abordează și problema limitei și ordine publice. Noi realizăm, ca primărie, cel puțin și dumneavoastră cunoașteți consilierii, prin
intermediul Poliției Naționale acest lucru. Avem și un sistem propriu, cei doi parte. Cam atât ne permite bugetul, asta e organigrama, că altfel am produs un dezechilibru dureros care ne-ar împotrivi zona de dezvoltare a bugetului. Aici lucrurile s-au mai schimbat la postul de poliție din Bogdănești. Este o nouă conducere, undeva în toamnă, spre sfârșitul verii. Probabil o să-i invităm cu un material de specialitate. Câteva cuvinte spuneam în partea finală, am creionat niște direcții pentru anul 2017, care vizează și investițiile, am mergit la un moment dat. Și atenția în ceea ce privește managementul instituțional în primărie, mă preocupa acest lucru. Atât cât este posibil, de la conștientizarea standardelor pe care trebuie să le atingem, încercăm și cred că este o rezervă importantă. Și care este prezent și în fișa postului la fiecare angajat, este important și pentru mine acest lucru. Nu neapărat folosesc ca o acoperire cât sunt produse echipe. Actualizarea informației, actualizarea legislației este foarte importantă și pentru colaboratorii din primărie. Legislația este într-o continuă dinamică. Nu numai generează birocrație, dar pur și simplu nu pot lua decizii legale. Riști foarte ușor dacă nu ești informat. Riști să nu iei cea mai bună decizie. În primul rând, să nu iei decizia legală. Că acest lucru poate cauza defecțiuni de management și prejudicii cetățenilor. Suntem conștient de așa ceva. Sper să ajung ecoul la toți. Și ne dorim încă o dată ca dumneavoastră să veniți cu propriile concluzii. Deci, deliberativ. Suntem aici ca să răspundem și să găsim soluții cele mai bune. Eventual pentru a remedia ceea ce n-a fost foarte bine și să creăm premize pentru anul 2017. Avem cel puțin aceleași rezultate. În mod normal ne doresc să obținem rezultate mai bune. În primul rând să ne creăm premize pentru proiecte de apă și canalizare. Poate pentru ceea ce intenționăm să depunem și discuta la punctul următoare, modernizarea iluminatului public. Deocamdată mă opresc aici. Mulțumesc pentru atenție. În discuție de acest raport, care reflectă realizările pe plan economic în anul 2016. Este o serioasă analiză SOT cu puncte tari și puncte slabe, cu direcții de dezvoltare pentru anul 2017. Menționând realizările care s-au făcut în anul 2016 pe teritoriul comunei, merită menționat cel mai amplu dintre proiecte privind modernizarea drumurilor comunale peste 4 km și care a presupus cea mai mare sumă de investiții. De asemenea, s-a referit la asfaltarea de drumuri pe mai multe tronsoane, prinzând și rigolele respective,
De asemenea, izolația termică de la școală, termopanele care s-au schimbat, igienizarea în școală, reparațiile care s-au făcut în școala veche și care iarăși au presupus o sumă importantă de bani investită. De asemenea, la noi la școală s-au schimbat și cazanele de la termocentrală, iarăși o sumă importantă și o realizare deosebită, pentru că vechile cazane nu mai făceau față și iată, acum ne putem, dacă avem condiții foarte bune, la școală. Cât privește starea de mediu, să știe că în comuna noastră colectarea gunoiului menajer și este în sistem organizat prin contractul făcut cu firma Romprest și aceasta comuna Bugănești s-a aliniat la cerințele puse de Uniunea Europeană. De asemenea, am văzut că deja s-a început curățenia de primăvară. Domnul viceprimar a mobilizat cetățenii care beneficiază de ajutor social și ar fi bine ca aceasta să continue pe parcursul întregului an. Ca direcții de dezvoltare am remarcat că vor fi realizate în continuare drumuri peste un kilometru de drumuri de acces de legătură între cele existente. De asemenea, cel mai important și dacă se va realiza, va rămâne pentru istoria comunei, proiectul de apă de canalizare, care sperăm că, măcar în timpul acestui mandat, să se realizeze. Apreciez în mod deosebit implicarea, interesul și dăruirea cu care domnul primar a urmărit toate aceste, realizarea tuturor acestor obiective, apropierea, atașamentul și grija față de oamenii comunității, nu doar cei din cadrul primăriei, cei de la școală, cei de la sănătate, cei din cultură și chiar, în ultima instanță, simpli cetățeni și toți locuitorii comunei. Dincolo de funcție, domnul primar, după cum l-am cunoscut de atâția ani, rămâne un om cu litere mari, cu majuscule, care s-a remarcat întotdeauna prin grijă față de oameni și pe care l-am simțit întotdeauna ca făcând parte din rândul nostru al comunității și mai ales că este consătean de-al nostru. Felicit pentru toate activitățile, toată implicarea și dăruirea de care am dat sub dovadă. Urez succes și în continuare și multă putere de muncă să ducă la îndeplinire, de fapt, să ducem împreună cu toți la îndeplinire obiectivele pe care le-am propus pentru anul 2017. Domnul, dar e ziua femeia, nu e ziua bărbatului. Da. Eu face referință, dacă am spus în program, cu ce poate ajuta școala, familia, instituțiile astea fundamentale, la urmă, de educație de mediu, și nu numai. E așa numită agresiune antropică asupra mediului. Mediul suferă din cauza oamenilor. Una alta înseamnă agresiune antropică. Venite la mâna omului cu dejecții, cu tot felul de bunătățile în ghilimele pe care le găsim pe dealul și așa mai departe. Aici mai avem probleme destule cu ceea ce se numește starea de curățenie în nebun mediu. Nu, pardon, în mediu și așa mai departe. În sfârșit, sunt lucruri pe care trebuie să le punem ordine și trebuie să obținem eficiență superioară. Aici sunt niște rezerve de valoare, fiindcă cei de la ajutorul social și așa mai departe. Dacă domnul Grigore să mă candideze, ia cam ușor, eu sunt mai detașat la ora actuală. Mai avem o rezervă cu cei care sunt, am scris asta în raport, care ați citit, care sunt obligați de o hotărâre a instanței să presteze muncă în folosul comunității. Astea sunt niște resurse de valorificare.
În sfârșit, nu fac aceste observații dintr-o perspectivă meschină, din potrivă, sunt lucruri care e dată pe an analizată a stării de mediu, a stării economice și, la un moment dat, depistăm niște resurse pe care le avem, din nevoie, să angajăm și așa mai departe. Pentru că este și o realitate tristă, nu le poate întrista mai mult dacă te raportezi la un ideal, să constați că românii, de fapt, nu mai vor să muncească. O parte din ei. Citeam un articol tot la fel în ziarul pe care l-am amintit. Oltenia a construit stadionul. Ion Moplemencu, cel nou, își propusese să-l dea în funcție în primăvară. Ei nu pot termina pentru că au fost puși în situația să angajeze muncitorii, acum după ce s-a terminat înghețul. Adică trebuie vreo 120 de muncitori, s-au prezentat 3. Atât, în parte. Nici nu se mai mulțește în țara. Și, din păcate, și noi, puncteni și toți în țara. Altă, nu mai continui aluzia. Asta e starea. Sau un aspect în ceea ce privește de starea reală. Inclusiv în Comuna Muntenești. Mulțumesc. Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați reprezentanții primăriei Muntenești, în primul rând vreau să vă doresc o primăvară luminoasă, frumoasă, multă putere de muncă, sănătate și tot respectul pentru dumneavoastră. Primul rând că sunteți astăzi aici alături de noi și pentru tot ceea ce faceți în permanență alături de noi. Am să vin și o completare cu câteva puncte, n-am să mă repet la ceea ce a spus doamna consilier Cătălina Maricica și consider că lucrarea de față, care ne-a fost prezentată de domnul primar, reprezintă un instrument prin care primăria pune la dispoziția cetățenilor date concrete despre activitatea desfășurată în cadrul primăriei și despre relația cu cetățenii. Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetățenilor o imagine generală asupra activității anului 2016, asupra modului și eficienței rezolvării problemelor comunității. Am putut constata, din datele prezentate, o gospodărire eficientă a bugetului local, vizând dezvoltarea infrastructurii, asigurarea transparenței. Ca urmare, noi am fost beneficiari direcți a unei părți din bugetul localității. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți și vă doresc, așa în 2017, să fie tot o cumulare și cu rezultate la fel de benefice ca și în 2016. Mulțumesc! Nu mai sunt discuții, deci la punctul 2. Proiectul hotărârii cu privire la aprobarea planului local ca obiectivul de investiții și ființarea rețelei de apă și canalizare în Comuna Bocănești și de Bacău, inițiator primar. Fac cuvântul domnului primar. Aici lucrurile sunt clare. Ați cunoscut acest proiect de hotărâre și reprezentanței comisiei. Este foarte un deziderat și strategic în raport cu strategia locală, în raport cu așteptările cetățenilor. Și aici trebuie să ne gândim la o situație de paradox. Sunt comunități în județul, s-au înființat rețele de apă și canalizare și nu prea se branșează. La drumul a fost mai simplu, că aici nu trebuie să se plătească taxă. Dar cum mai vedeți că deja există un sistem care gâfâie, dar funcționează. Nu prea merge colectarea taxei, să sperăm că ca o primă concluzie așa, din colaborarea cu doamna Rusache, fiind aproape de birou pe acolo, și cred că majoritatea subiectelor întâlnirilor noastre, cam asta este. Eu nu zic că cât ai reușit în case, dar avem cu ce plăti taxa, factura luna asta și așa mai departe. Eu am un sentiment de genă când mă apropie de ea, că ea cred că se crispează, știi ce întrebare urmează și așa mai departe. Trebuie prin situație limită.
în sfârșit. Una peste alta este vorba de ceea ce ne dorim. Am făcut o intervenție în ședința trecută, în partea domnului Brumă. Cum să spun eu, normal că o să spun eu, să vedem ce s-a întâmplat în ședința anterioară, dar din dorința de unui dialog, unei informații. Noi am mai avut un proiect pentru apă și canalizare, pe fonduri europene. Sunt documente care atestă acest lucru în primărie, poate vedea oricine. A fost declarat eligibil, dar nu am primit finanțare în timpul domnului ministru Budrea și așa mai departe. Bine, nu pot să nu te gândești că în același timp s-a acordat finanțări asta cum se mai întâmplă în țara noastră, eclipsări politice, pentru telecondore, pentru curte de schi unde nu există zăpadă, pentru terenul de fotbal în bandă. Am văzut pentru prima dată cum arată un teren de fotbal în bandă, nu pe axa longitudinală, de cea transversală, în reparte. La un moment dat, balonul ajungea inevitabil, în loc să îndrepte spre poartă, în zona circulației rutiere. Era un drum de importanță națională, probabil. Acolo. Acum, sunt speranțe, prin bugetul pe care îl are Ministerul de Dezvoltare Regională și așa mai departe, are renumire mai lungă, dar e insuficient să înțelegem acest lucru. Vreau toată lumea vorbește de decizia politică. Este reală. Un act de guvernare se bazează într-un sistem democratic, în urma unor alegeri și pe decizii politice. Când v-am întâlnit un viceprimar mai în vârstă din zonă, noi eram în opoziție, ei erau la guvernare. Cu expresii pe care nu s-au uit toată viața, cel puțin legat de participarea mea la administrația locală. Însă, domnule primar, roada se învârte pe toate spițele. E important, într-adevăr, să obținem această finanțare și este și mai important. Asta este grija mea de căpetenii și cred că toți ne gândim la același lucru, apropo de fonduri europene. S-a făcut o idee foarte interesantă pe care am reținut-o de la același analist politic. Care spunea cam așa la un moment dat. Dom'le, au intrat bani europeni în țara românească de o manieră suficientă. Cam de 3 ori cât am plătit cotizații. Am plătit cotizații. Dar problema e că nu se vede modernizarea României. Acum, de la acest punct de vedere, noi am putut să în creștere. Sunt adevăr, am fost preocupat de infrastructura. Cred că totuși putem fie mulțumiți. Pentru că am fost atenți să nu luăm decizii eronate în ceea ce privește utilizarea și eficiența banului. Că am băgat în niște drumuri care arată normal. Arată bine, să spunem. La fel, pentru că n-am obținut finanțarea în 2010, când a fost selecția ofertelor. Și ne-am rămas decât să ne continuăm. Pentru mine personal, este foarte important ca la acest final de carieră, acest ultim mandat, să reușim un început. Este un proiect pentru care solicităm finanțare de la Ministerul Dezvoltării vinere, în ideea că nu văd impedimente să aprobați acest proiect de hotărâri, o să merg cu documentația de solicitare a finanțării. Pentru centru comun. În mod normal, Programul Național de Dezvoltare Locală, conform ordonanțe de guvern, a stabilit ca nivel de finanțare în jur de 1 milion de euro.
Acum s-a modificat actul normativ, nu se mai vorbește neapărat de o limită. Am văzut din totdeauna în raport cu posibilitățile reale de finanțare, banii europeni am primit tot dintr-un motiv politic, zic eu, la un moment dat, am primit bani guvernamentali. Banii guvernamentali sunt mai puțini. În mod firesc, solicitările sunt multe. Păi sunt primării care le spun, zic eu, nerealic de multe proiecte. Din cele două proiecte, eu ar fi foarte mulțumit să primim finanțare măcar pentru apă și canalizare. Și aici nu știu dacă o să obținem toată suma. Am forțat un pic lucrurile, am spus că de obicei finanțarea este în jurul la, mă rog, echivalent lei pentru 1 milion de euro. Dar am cerut finanțare pentru 12 km de rețea apă și canalizare, pentru că în mod firesc așa trebuie procedat, sunt și directive europene în acest sens. De la intrarea în Filipești, acolo unde avem conducta care este legată de rețea Oneștului și aducea conform până la limita oarbelului nostru, până la limita Coitului, aproximativ zona locuinței domnului secretar, care înseamnă 6 km, 7 km și încă puțin, ori 2, a văzut în documentația tehnică aferentă, 12 km și ceva de rețea de apă și canalizare. Nu poate face Schweizer de meu. Așa se procedează. Pentru toate de curare. Eu sunt convins că deja am văzut reacții în mod direct pozitiv la dumneavoastră. O să aprobați ambele proiecte. O să-i dau citire. Pentru că lucrurile sunt clare pentru noi, pentru dumneavoastră, ne mai având alte persoane care să-i datorăm în mod firesc cu o explicitare suplimentară, pur și simplu o să citesc cele două proiecte. La primul articol, în ceea ce privește aprobarea valorii totale pentru obiectivul de investiții înființarea rețea apă și canalizare în statul de Filipești, Bucdănești, Comuna Bucdănești, Județul Bacău. La primul articol, propun aprobarea valorii totale pentru obiectivul înființarea rețea apă și canalizare în statul de Filipești, Bucdănești, Comuna Bucdănești, Județul Bacău, în sumă de 14.122.861 lei. Articolul 2-lea, finanțarea obiectivului prevăzut la articolul 1, se va face de la bugetul de stat în sumă de 13.359.476 lei și din bugetul UAD Bogdănești în sumă de 763.385 lei în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul al treilea, după aprobare primarul comunei și doamna Răgăuțeanu Romera, consilieră în aparatul de specialitate al primării comunei Bogdănești, vor duce la îndeprimirea hotărârii. Mai multe lume lucrează aici, și urbanism, și așa mai departe. Da. Asta este articolul 4. După aprobare, secretarul comunei, domnul Înțeles Vasile, va comunica hotărârea primarului comunei, domnul Stângă Ioan, în mod firesc, referentul urbanism, compartimentul financiar, contabilitate și instituție prefectului de Bacău. Acum, în ideea că suntem aici să deliberăm și să învățăm, așa cum am învățat și eu și învăț în fiecare zi de la toată lumea, unde ar vrea să învățăm ce spune el, în proces. Asta pentru de contractare. S-ar putea că unele articole mai fie modificate. Dar sigur metodologia de primire a finanțării spune că trebuie să prezentăm valoarea totală, cea cu TVA. În ceea ce privește contribuția noastră, ea este după niște acte normative stabilite. Aici s-ar putea să fie mai puțin. Sperăm că la un moment dat mai are loc o licitație publică și așa mai departe. Vreți că avem o finanțare destul de consistentă pentru că și valoarea proiectului este mare. Deocamdată atât. Deocamdată comisia.
Comisarul numărul 1 a dat avis favorabil la acestui proiect. Vă știu la cuvântul? Acum pune spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiectul s-a votat. Trecem la punctul 3. Mulțumesc pentru aprobare. În următor am spus că este cealaltă investiție, aprobarea valorii totale la proiectul de investiție, extindere și modernizare sistemului iluminat public, stradală, comunal bucărie de Topantău. Tot patru articole. La primul articol, într-adevăr, este valoarea, aprobarea valorii totale, în sumă de 3.821.714 lei. Articolul al doilea este structura similară precedentului proiect. Finanțarea obiectivului primul articol se va face la bugetul de stat în sumă de 3.789.862 lei și din bugetul poate bogărăște în sumă de 131.852 lei în conformitate cu prevederile legale. Articolul al treilea, după aprobare primarul comunei și doamna Răcoteanu în România consideră aparatul de specialitate al primarului comunei Bogărăi, vor duce la îndescătire de hotărâre. Al patrulea, după aprobare, secretarul comunei domnul Cel Vasile va comunica hotărârea primarului comunei Bogărăi, domnului Sfântul Ionă, referent urbanist, compartimentul financiar, contabilitate și instituție prefectului județului Bacău. Atât, mulțumesc. Da, Comisia numărul 1 va fi favorabilă la acest proiect. Vă mulțumesc. Dacă nu e bine, ce-a găsut, nu trebuie să fie o aprobare pe proiectul. Cine este pentru? Eu vă mulțumesc. Deci, la punctul 4, completarea la informarea privind la activitatea de desfășurată de zdravul comunal în anul 2016, prezentă domnul din Dori Ioi, fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor și să fiți sănătoase. Dumneavoastră ați citit despre ce este vorba și am făcut-o din nou. Completare la informare cu privire la activitate de pășunat pe zdravul comunei Bogdănești, județul Bacău, în anul 2016. Doamne și domnule consilieri, conform dispozițiilor primarului comunei Bogdănești, județul Bacău, activitatea de pășunat de pe izlazul comunal din punctul Burziș-Cută se află sub coordonarea viceprimarului Comunei Bogdănești. Având în vedere prevederile articolului 9 al alineat 1 și 2 din Ordonanța de Urgență 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea plajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar numărul 18/1991, articolul 6 al alineat 7, din normele metodologice pentru aplicarea prevederilor OG 34/2013 și ordinul 1/2006/2035 din 28 martie-22 mai 2003 pentru aprobarea strategiei privind organizarea activității de îmbunătățire și exploatare a pajiștelor la nivel național pe termen mediu și lung. Cu modificările și completările ulterioare au fost încheiate două contracte de închiriere. Suprafață de 42,75 hectare prin contractul numărul 1401 din 27/3/2015 a fost încheiată către închiriată către mititelul Cătălin Constantin, iar suprafața de 19,79 hectare prin contractul 1400 din 27/3/2017 către mititelul Gheorghe. Cele două contracte au fost încheiate conform prevederilor legale pe o durată de 10 ani. Deci, valabilitatea lor este până la data de 27/3/2023. Fac precizare că la data încheierii acestor două contracte nu au fost date solicitări referitoare la încheierea pășunii.
Pentru anul 2016, pentru cele două contracte, s-au încasat următoarele sume de la Militerul Gheorghe. 501 lei reprezentând impozit de teren, 2064 lei reprezentând taxa de pășunat de la Militerul Cătălin Constantin, 1014 lei reprezentând impozit pe teren și 3263 lei reprezentând taxa de pășunat. Pentru anul 2016, efectivul de animale a fost următor. Mititelul Gheorghe, bovine 6 capete, ovine 250 capete, caprine 50 capete, porcine 60 capete, din care 39 între 20-50 kg, 10 între 50-80 kg, 5 peste 110 kg și 6 sproafe sau sprofiți. Mititelul Cătălin Constantin, bovine 5 capete, ovine 430 capete, caprine 170 capete, porcine 13, capete din care 5 între 20 și 50 kg, 4 între 50 și 80 kg și 4 sprofiți, cabaline 2 capete. În ceea ce privește efectuarea lucrărilor de igienizare, au fost efectuate curățirea și defrișările conform numărului de animale declarate, cu atât mai mult cu cât au fost controlate. Pentru diferența de încărcătură UVM pe hectar, cei doi au încheiat contracte de arendare cu diversi cetățeni sau au cumpărat diverse terenuri în zonă. Și în acest an, ca și în anul trecut, se va încheia procese verbale de numărare a efectivelor de animale și se vor impune la plată efectorii existente la momentul încheierii acestora. În ceea ce privește suprafața împădurită de 148,30 hectare, în anul 2016, ocolul silvic Mecașe, în a cărui pază este, nu au fost exploatat niciun metru de lemn, iar conform facturii numărul 447 din 14.9.2016, a fost plătit către ocolul Mănăstirea Cașă suma de 7.435 lei, sumă ce reprezintă pază. În anul 2017 vom fi prezenți la solicitările celor de la ocolul silvic Mecașe când situația va fi impusă. Se va impune pentru marcare și pentru alte lucruri. Vă mulțumesc. Proiect hotărâre cu privire la aprobarea taxelor de pășunat și a taxelor de doamnă pentru animale pe anul 2017. Da. Și acest proiect tot de mine a fost inițiat, dumneavoastră l-ați avut la dosar și trecem la articolul 1, la propunere. Începem cu data de 1 mai. Dumneavoastră puteți toate taxele astea să le faceți dumneavoastră. Dacă nu sunt bune ale mele și credeți că sunt prea mici sau prea mari, le mai măresc sau le mai scădem. O rămâne așa cum vreți dumneavoastră, de aia le-am pus spre dezbatere. Propun, la articolul 1, începem cu data de 1 mai 2017, să se învoiască animale pe izlazul comunal din punctul Hută, Bulziș, după cum urmează. 1. Bovine și cabaline adulte, 12 de cap. 2. Tineret, bovine și cabaline, 8 lei pe cap. 3. Ovine și caprine adulte, 5 lei pe cap. 4. Tineret, ovine și caprine, 4 lei pe cap. 5. Porci, 10 lei pe cap. La articolul 2, contribuția în muncă va fi efectuată de fiecare crescător de animale în parte, pe tot parcursul anului, după cum urmează. La articolul 8, 2 zile pentru fiecare bovină sau cabalină adultă, una zi pentru fiecare tineret bovină sau cabalină, una zi pentru fiecare 10 ovine sau capine, pentru fiecare zi de muncă neefectuată, proprietarii de animale vor plăti suma de 50 de lei. La articolul 3, până la data de 1.05.2017, să se ia măsuri de încheiere a contractului de pășunat cu crescătorii de animale, repartizați suprafețelor de pășune pentru fiecare beneficiar și încasarea în totalitate a taxelor de pășunat. Articolul 4. Proprietarii animalelor găsite pe pășună comunală să fie obligat la plata daunelor provocate de animale și de taxele de gloabă, dacă nu au contract de pășunat, după cum urmează. La articolul 1. Bovine și cabaline adulte, 20 de lei pe cap. La 2. Tinere, bovine și cabaline, 15 lei pe cap. La 3. Ovine și caprine adulte, 15 lei pe cap.
4. Tineretul vine și caprine 10 lei pe cap. 5. Porcine 30 de lei pe cap. La articolul 5, cu data intrării în vigoare, hotărârea să se abroge hotărârea Consiliului Local al Comunei Bogdan Județul Bacău, numărul 14 din 24 a 2016, la articolul 6. Hotărârea să fie adusă la cunoștință publică prin afișarea sediului Consiliului Local Bogdărești și în alte locuri publice. Articolul 7. După aprobarea domnului Nicolae Gheorghe, viceprimarul Comunei Bogdărești, să aducă la îndeplinire hotărârea. Articolul 8. După aprobare, secretarul Comunei, domnul Ciuiu Vasile, să comunice hotărârea primarului Comunei Bogdărești, domnului Nicolae Gheorghe, viceprimar, și instituției prefectului, județului Bacău. Vă mulțumesc! Pentru că m-ați ascultat. Avea referatul doamna Miulica Toma, expunerea de motive a subsemnatului, avizul de legalitate a domnului Vasile Ciuiu și raportul de avizare. Vârful octav și Grigore Bea. Care este? Da. Comisia numărul 1 tot aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Cineva din locul? Aici sunt comentarii și proiect de aprobare. Și zic că ce este pe urmă? Da. Ținem și proiect de aprobare. Vă mulțumesc. Deci, la punct 6. Trebuie să solicitez pentru acest ședință. De care se înțelegea? Da, aici e. La acest punct diverse s-au spus, aș avea două probleme. Una, așa ce a trecut la rugat domnul Grigore, în legătură cu fântâna aia de față la Euroservice, a fost stricată în ocazia unui accident. Da. E bine să-i contactăm pe cei care au distrus, e păcat. S-a investit și banii, ceva de... Știu că dumneavoastră țineați foarte mult la proiectul ăsta. Și... Am ținut, am reușit acest lucru, dar la un moment dat, două lucruri mai depinde noi. Aia nu-i fântână publică. Totuși... Una, eu... calitate merg acolo. E un problem care, vă trebuie în următoarea de aia. De-aia am spus o atâta, într-adevăr, eu am fost din acolo. Am avea de mers la unul de informații cu privire la autor, cel care a provocat accidentul acolo. Eu am înțeles la dosar că domnul viceprimar a fost acolo și știu, eu n-am fost, nu eram prea să fost acolo. Deci ar putea să cei care au încat, au făcut. Păi bine, într-o zi să dăm de vorbă la primărie, ca să vedem într-adevăr ce putem face. Sunt cam sceptic. Când e vorba de autor de la Oitud, ai foarte mare încredere că ăla-i sălbatul. Nici nu-l cunosc, de mai departe. Evaluau situația. Cam ce pagubii sunt acolo, te-ai gândit? Păi, vorba de cum până-i strâmbat. Dar pârghia, pur cumpăna propriu zis, aia rupte. Mai e furt, am văzut că e numai deplasat. Nu am deplasat, dar aia e foarte important. Da, este. Deci, practic, e pârghia. Nu mai departe. Facem o evaluare, cu care costă, evident că în mod legal, din bani publici, nu pot suporta. Poate reușim să-l convingem pe autorul accidentului, într-adevăr, să repare paguba, care este o nedreptare. Bătrână de acolo, ia apă și așa mai departe. Însă, de-aia chiar m-a interesat, când o să avem timp să evaluăm situația. Vii la primărie, ori cu mine, ori cu domnul Grigore, evaluăm situația, încercăm să aflăm de autor, probabil, care poliție a mers la constatarea acolo, rutieră, cea de la noi, cum se procedează de obicei? Da. Asta e discuții particulare. Sunt de acord. Și a doua problemă, am fost în ultimele trei luni președinte de ședință și în calitate de președinte al Comisiei Juridice, aș atrage atenția că se absentează de la
de la ședință. Avem consilieri care au încălcat prevederile articolului 40 din legea 215 și trebuie să luăm măsuri în consecință. Suntem în afara legii. S-a lipsit 3-4 luni consecutiv. Păi deja am discutat cu domnul secretar, deci, ne preocupă foarte și politic, noi am pierdut PSD-ul. Am pierdut niște votări, mai să fie la altul partid? Nu. Dar aveți posibilitatea de luat măsuri legale, nu am zis. Dar probabil că suntem obligați la măsuri legale, nu? Nu știu. Da, e vorba de 3 ședințe ordinare consecutive. Da. Da. În spețe sunt domnule Pușcașă. Probabil s-a vorbit, are 3. Nu, domnul Pușcașă nu are, are 2, domnul Pușcașă. 2 părți. Și mare. E vorba de domnul Petru. Probabil l-a convins reprezentantul Albi ca să nu vină. Dar fiindcă suntem aliați, ne-a făcut un bine. Așa e Romica. E să nu vină, nu? Îl lua la voi. În sfârșit, asta e un lucru. Legea trebuie respectată. Domnul consilier, exact ăsta este și punctul meu de vedere. Știu, mă preocupă, am pierdut voturi. Bine, n-au fost cu capitale și am încredere. Eu sunt convins că proiectele care sunt cu adevărat de utilitate publică o să le vota, da? Și dacă nu o să mai avem majoritate la o serie. Eu am încredere în bunăvoința dumneavoastră și clasă. Una, pentru că nu mă interesează aceste lucruri de utilitate publică. Eu nu mă mai sunt adversar. Lucruri sunt clare și nu mă interesează altă conduită decât asta. Dar, într-adevăr, dacă legea prevede, nu m-am mai uitat la informații, ca să văd exact. Știam asta. Dar nu mai sunt sigur dacă trebuie să avem noi inițiativa sau e vorba de o constatare, pur și simplu, a situației de fapt care se transformă într-o situație de drept. Dacă legea spune, asta îl întrebam pe domnul secretar, că e imperativă treaba asta, că trebuie demis. Știam că nu din lucru s-au întâmplat și din inițiativa unei persoane interesate. Și voi puteți să iniția un proiect de hotărâre și spuneți, da, domnul, conform articolului cu tare și cu tare, propun... E destul de rău sesizat, acum trebuie să verificăm și... Eu am pus-o ca problemă în care va fi trecut în procesul verbal și vor trebui luat în discuție. Da. Atât.